Bă, dau o imagine. Am avut un Volkswagen Charant și la ăla mă mai băgam și o să-i mai schimb uleiul, să mai schimb filtrele, să mai schimb nu știu ce. Și odată am schimbat filtrele, schimbat filtrul de motorină și am uitat să pun o siguranță la un furtun cam de mărimea unghiei mele mari. Siguranță micuță. Trebuia să o cuplez acolo. Și m-am dus până la Arad. Cred că aveam jumate de rezervor. Când am ajuns la Arad, 80 de kilometri, nu mai aveam nimic în rezervor. Toată mașina era plină de motorină și de praf. Am coborât de mașină, am fost șocat. Și ce s-a întâmplat? Ieșea motorină pe sub motor și mi-a învăluit toată mașina cu motorină și cu praf. Cât era siguranța aia? Ce e, mă, o siguranță, domnule? Ce e o siguranță, nu? E o siguranță. Ce a zice? Vă dau un alt exemplu. Ce a spune dumneavoastră? Să nu te duci niciodată la baie la adunare, când vii la adunare. Dar să ai odată nevoie să te duci la baie. Și când intri acolo să pii jos de mirosul care e acolo. Atunci ai o să apreciezi și ai să vezi ce important e ca cineva să se ocupe de baie. Corect sau nu? Cu siguranță. Cu siguranță că sunt lucruri în felul acesta. Vedeți așadar? Este important să vedem slujirea fiecăruia. Fiecare din voi zice să slujească, da? Slujirea este pentru fiecare.